Doamna doctor, cât de des putem să facem peelinguri? Peelingurile chimice sunt tratamente care se efectuează cu scop de a exfolia tenul. Constă în aplicarea unei soluții chimice, deja după tipul de ten, alegem peelingul corespunzător și ca rezultat are loc o exfoliere fie mai ușoară, fie mai pronunțată. De obicei, peelingurile se fac cu o periodicitate de 2-3 săptămâni, de obicei sunt necesare 3-4 ședințe pentru un sezon. De obicei, noi recomandăm să fie efectuate peelingurile în perioada rece, din septembrie până în mai. Dar, dacă iarna este zăpadă foarte abundentă, din cauza reflectării zăpezii, la fel, în această perioadă nu sunt recomandate a fi efectuate peelinguri prea agresive. De obicei, soluția aplicată la nivelul pielii dă un efect de exfoliere controlată, care are ca scop stimularea calității pielii, exfolierea stratului de celule moarte, stimularea vascularizării. De obicei, avem un ten mai luminos, mai curat și mai sănătos. Alegem peelinguri atunci când avem pete pigmentare, pori dilatați, riduri foarte fine sau vrem să stimulăm calitatea pielii. Atunci când avem un ten sensibil, alegem un tip de peeling foarte leger și respectiv când avem un ten mai problematic, cu porii mai dilatați, putem deja alege un peeling mai agresiv care o să dea o exfoliere mai pronunțată. După efectuarea peelingului, de obicei nu se recomandă băile fierbinți, frecventarea saunei sau solarului și amânăm plaja pentru cel puțin 2 săptămâni.